11 mai 1967 este data la care s-a inaugurat la Târgoviște Muzeul Ansamblului Monumental Curtea Domnească, un vis împlinit al târgoviștenilor, care, de la 1907, din vremea prefectului Constantin Dimitriu, au avut această dorință de a pune în valoare moștenirea istorică a orașului. Curtea Domnească, locul care păstra amprenta a zeci de voievozi, preferat de cei mai mari dintre voievozii noștri. Aniversăm 50 de ani de la deschiderea spre vizitare a ansamblului monumental Curtea Domnească din Târgoviște. A fost, fără îndoială, la momentul respectiv un eveniment major în muzeografia românească și iată că decizia de a restaura și de a deschide spre vizitare Curtea Domnească a fost una benefică atât pentru publicul vizitator cât și pentru monument în sine. Sigur că acest lucru s-a produs după mai multe decenii în care au avut loc intervenții de restaurare a Curții Domnești, începând cu primul deceniu al secolului 20, atunci când Nicolae Iorga se interesează de tot ceea ce însemna monument în spațiul românesc, iar la Târgoviște ajunge reputatul istoric Brigid Drăghiceanu, care pune în practică ideile pe care le-au gândit, și anume acelea de a restaura și de a pune în valoare monumentele, Curtea Domnească fiind un monument fără doar și poate emblematic. Așadar, însuși Nicolae Iorga a fost unul dintre cei care s-au implicat în ceea ce a însemnat restaurarea acestui ansamblu. Istoricul Virgil Drăghiceanu cunoștea foarte bine monumentele târgoviștene, iar acest loc corespundea întru totul concepției lui Nicolae Iorga despre ce trebuie să fie un muzeu, respectiv o coborâre în viața veacurilor trecute, așa încât să te aștepți în fiecare moment ca lângă cutare icoană sau după cutare portret de voievod să-ți apară un boier în giubea sau un luptător din vremea lui Mihai Viteazul, ori Matei Basarab. De la cei mai viteji și demni conducători de stat până la voievozi care n-au rezistat pe scaunul de domnie nicio zi, sunt, potrivit ultimelor cercetări făcute după Arhiva Documentelor Hurmuzachi, numai puțin de 43 de voievozi care au domnit la Târgoviște. Faptele și renumele acestor personalități din istoria noastră atrag vizitatorii la Curtea Domnească în egală măsură în care atrag și monumentele. Turnul Chindia, a cărui amplă restaurare s-a făcut în vremea domnitorului Gheorghe Pibescu, Biserica Mare Domnească, ctitoria lui Petru Cercel, restaurată exemplar de arhitectul Nicolae Ghica Budești, care a reușit să-i redea înfățișarea de odinioară monumentului construit în stil bizantin, iar în interior s-a păstrat pictura celebrului Constantinos din vremea lui Constantin Brâncoveanu. Cea mai mare galerie votivă de pe pereții unei biserici se află în Biserica Mare Domnească de la Târgoviște, un loc sacru care nu poate fi împietat nici cu o lumânare. Regele Ferdinand și Regina Maria au susținut lucrările de la Curtea Domnească. Pas cu pas și în special în anii 30, Fundația Regală s-a interesat de Curtea Domnească și a și finanțat lucrării ample de restaurare. De altfel, ca și instituție, Muzeul Dâmbovițean se naște în 30 octombrie 1937 prin decretul regal, în care se preciza: s-a așezat temelia Muzeului din Târgoviște, vechea capitală a țării, pentru păstrarea rămășițelor din trecut, pentru pomenirea vrednicilor fii ai cetății, care cu scrisul, cu graiul și cu fapt au ajutat la luminarea minților și întărirea neamului, precum și pentru păstrarea dovezilor de viață din acest județ și oraș. Deci, iată, putem spune că este un crez care a fost urmat de generațiile care au venit, pentru că rând pe rând, începând din 1967, se deschid secții noi muzeale în Târgoviște și în județul Dâmbovița, ajungând în prezent la un număr de 14. Istoricul Virgil Drăghiceanu ne-a lăsat o descriere a ceea ce exista la Curtea Domnească înaintea demarării primelor restaurări. Într-un spirit de pietate față de un locaș al voievoților noștri, trebuie desființate toate cotețele, grajdurile de măgar și orice altă destinație se dă într-un spirit practic și foarte vulgar unei clădiri ce a fost și trebuie să rămână un palat. Între anii 1934-1937, istoricul Virgil Drăghiceanu a muncit la dezgropare oparea ruinelor caselor domnești. Au fost scoase vagoane întregi cu tone de pământ pentru a scoate la lumină ceea ce noi vedem astăzi. Din păcate, cel de-al doilea război mondial și ocupația sovietică au constituit impedimente în continuarea acestor demersuri. Abia în anii 60, tema a fost reluată pentru ca în 1967 să se poată vorbi de inaugurarea muzeului ca o secție a instituției muzeale județene care funcționa de câteva decenii. În 1967, când muzeul a fost deschis,
Avem documente în arhiva muzeului. Între iunie și noiembrie 1967, Curtea Domnească primise deja 60.000 de vizitatori dorniți să descopere istoria acestui loc. Dacă ar fi să ne raportăm la această cifră inițială de 60.000 de vizitatori, putem considera că de la înființare și până în momentul de față, mai bine de 3 milioane de vizitatori au trecut pragul Curții Domnești, au descoperit o parte importantă din istoria noastră a românilor. Ruinele Târgoviștii, sursă de inspirație pentru mari poeți români, au trecut prin mai multe etape de restaurare. Au rămas ceea ce sunt, ruine. Cum ar fi continuat Comisiunea Monumentelor a lui Nicolae Iorga acest măreț proiect de a reda viața Curții Domnești? Nu știm. Toți cei care s-au îngrijit într-un moment sau altul de Curtea Domnească și de muzeele din Târgoviște au pus foarte mult suflet și au investit temeinic în ceea ce înseamnă restaurarea Curții Domnești, conservarea și păstrarea ruinelor Palatului, a Turnului Chindiei, a Bisericii Mari Domnești. Curtea a trecut prin procese de restaurare ample în anii 1960-70, atunci s-au făcut intervenții care au permis deschiderea spre vizitare, mai apoi în anii 70. Nu trebuie uita faptul că recent Curtea a trecut printr-un proces de restaurare în anii 2008-2010 și deja Consiliul Județean Dâmbovița a câștigat un nou proiect pe fonduri europene, finanțarea 2014-2020, axa prioritară 5 a porului, în care vor intra în restaurare 4 dintre monumentele emblematice ale Curții Domnești: Turnul Chindiei, Biserica Paraclis, Biserica Mare Domnească și Biserica Sfânta Vineri. Deci, iată că există interes în partea autorităților și dorința noastră este ca această moștenire pe care noi am primit-o să o lăsăm mai departe generațiilor viitoare și mai bine decât arăta la momentul la care am primit-o. Muzeul este vizitat astăzi în ciuda faptului că ultima restaurare l-a sluțit cu celebrele deja termopane. Există această dorință și va veni o bună zi când acestea vor dispărea. Istoricii de ieri și de astăzi vin să cerceteze atent locul. Șantierul arheologic de la Curtea Domnească, după campaniile din perioada comunistă și cele rămase, din păcate nepublicate ale lui Virgil Drăghiceanu, șantierul a renăscut de câțiva ani și oferă informații nebănuite despre trecutul acestui loc, care este și trebuie să rămână un muzeu.